nu contează dacă mașina a dumneavoastră de spălat este cu încărcare frontală sau cu încărcare de sus dacă este și un uscător sau dacă aveți cel mai recent model, există greșelii frecvente și pe care probabil le faceți și voi. În acest articol, enumerăm cele mai frecvente 10 greșeli pe care le facem atunci când spălăm rufele. Aceste greșeli ne pot oferi rezultate extraordinare. Rufele care sunt mai puțin curate decât se așteptau, mirositoare. Încrețite sau chiar distruse pentru totdeauna. Pe lângă listarea erorilor, vă sugerăm și trucuri pentru a le preveni și a le evita. 1. Nu împărțiți rufele. Se poate întâmpla din lipsă de timp sau ignoranță, să puneți o colecție de țesături diferite în mașina de spălat, o practică larg răspândită care ne distruge și îmbătrânește hainele preferate. Puful și bilele de țesătură sunt doar primele și cele mai evidente semne că nu împărțiți rufele. Pe lângă împărțirea rufelor în funcție de țesături și culori, nu uitați să citiți etichetele și să urmați instrucțiunile de la literă. 2. Nu tratați petele înainte de a spăla hainele. Se poate întâmpla să vă pătați rufele cu produse greu de îndepărtat. Un exemplu clar sunt petele de grăsime. Acest tip de pată trebuie tratat în prealabil înainte de a spăla rufele în mașina de spălat. Printre cele mai dificile pete de îndepărtat se numără cele de transpirație care se formează pe rufele albe și devin practic permanente. Pentru a îndepărta aceste pete pretratați cu bicarbonat de sodiu și oțet 3, supra solicitații mașina de spălat, se întâmplă mai des decât ți-ai putea imagina pe de o parte. Se crede că cu cât vă umpleți mașina de spălat, cu atât economisiți mai multă apă și electricitate. Mașinile de spălat sunt clasificate în funcție de greutatea maximă pe care o suportă pentru fiecare ciclu de spălare. Citiți instrucțiunile și respectați-le. 4. Puneți o cantitate greșită de detergent. Este posibil să fi găsit reziduri de detergent în haine după ce ai spălat rufele semn că ai folosit prea mult din el. Nu exagerați cu cantitatea de detergent, adăugarea prea multă poate avea efectul opus. 5. Exagerați în albitorul. În albitorul este un produs util, dar toxic și capabil să ne distrugă rufele pentru totdeauna. În albitorul trebuie utilizat numai cu rufe albe și o cantitate foarte mică este suficientă pentru a obține rezultatele dorite, dacă este posibil. Înmuiați rufele într-o găleată plină cu apă și o cantitate mică de înălbitor înainte de a face un ciclu de spălare. 6. Se amestecă lenjeria intimă cu restul rufelor. Lenjeria de corp trebuie spălată separat pentru a preveni pierderea pentru totdeauna a șosetelor sutienelor sau a altor articole. 7. Nu curățați mașina de spălat, miros urât, exces de umiditate și mucegai se acumulează într-o mașină de spălat murdară. Este important să curățați mașina de spălat cel puțin o dată pe lună curățând bine filtrele, garniturile și sertarul pentru detergenți. De asemenea, nu uitați să lăsați ușa mașinii de spălat deschisă între spălători pentru a ventila interiorul mașinii de spălat și pentru a preveni formarea umezelii și a mucegaiului. 8. Faceți întotdeauna cicluri scurte de spălare. Ciclurile scurte de spălare cu apă rece sau fără filare, sunt potrivite pentru rufele ușor murdare, oricât de mult puteți economisi cu aceste tipuri de spălări. Acestea nu sunt ideale pentru spălarea frecventă. 9. Abuzul centrifugii O altă greșeală obișnuită este utilizarea centrifugei prea mult sau programarea acestuia pentru a se roti prea repede. Rotirea de mare viteză este recomandată numai pentru articolele din bumbac și poliester. Nu folosiți niciodată centrifuga pentru mătase lenjerie sau orice țesătură din poliamidă, riscați să le deteriorați. 10. Nu uscați rufele după spălare. Rufele care rămân umede se pretează la formarea mirosurilor proaste, cauzate de bacterii. Rufele trebuie scoase din mașina de spălat imediat ce ciclul de spălare este finalizat și trebuie întotdeauna uscat.